Iar de la ziua judecății se face o schimbare a sufletelor, căci vor fi răsplătiți fiecare după faptele lor. Cei buni vor moșteni viața veșnică, iar cei răi o sânda veșnică. Urmează imagini despre iad. Mai întâi e bine să știm că toți necredincioșii vor vedea la moartea lor duhurile necurate care vin să le ia sufletele. Iată aici cum au venit la acesta și zic, al nostru ești, căci nouă ne-ai slujit. Iar el îngrozit vrea să sară jos din pat și un diavol îl ține de păr, l-a înțepenit pe loc. Acum vedem moartea omului păcătos. Iată demonii cum au venit să-l ia, să-l ducă la stăpânul lor în iad. Îngerul și soția lui plâng, demonii îi arată bagajul cu păcate. Preotul în zadar a mai venit să-l spovedească și să-l împărtășească, căci el nu mai poate vorbi. Gura i s-a încleștat. Acesta este un suflet pierdut. Aceste suflete păcătoase vor pieri cu sunet, cum zice Sfânta Scriptură. Aici, acest suflet păcătos merge prin vămile văzduhului, unde este oprit de duhurile necurate, pentru că până la cer sunt 24 de vămi. Iată-l aici la vama întâia, unde i-au ieșit înainte o mulțime de spurcați și îl întreabă de păcatele clefetirii și osândirii și a bârfirii. Dacă a făcut astfel de păcate și nu le-a mărturisit cum trebuie și nu s-a îndreptat, este aruncat de acolo jos la gura iadului, iar îngerul care l-a condus până aici pleacă plângând să vestească Domnului Hristos de pierzarea lui. Iată și aici mai multe suflete căzute, iar după păcatele lor intră în temnițele iadului, unde sunt repartizate fiecare la chinurile veșnice. În prezența îngerului, demonii vin să ia sufletele în primire. Aceste persoane care se văd în imagine au văzut aceste înfricoșate locuri și ne povestesc și nouă astfel. Mergând noi grăbiți prin subteranele iadului, ne-au întâmpinat o ceată de draci cu furcile în mâini și când vreau ei să ne atace, deodată o voce mai de sus le-a zis, lăsați în pace să treacă mai departe, să vadă aceste locuri de jale și apoi să meargă în lume să povestească la popor. Aici, mergând noi mai departe, prin alte locuri triste și posomorâte, am văzut o baltă mare de apă clocotită, unde fierbeau sufletele ca bucățelele oală. Pe când ne miram noi de chinul lor, am auzit vocea călăuzii noastre de sus zicându-ne, aici se chinuiesc femeile care își tăiau părul, care îl vopseau și îl coafau,
femeile care vopseau unghiile de la mâini și picioare, care își vopseau ochii și fața, femeile care purtau cercei, mărgele și brățări, care purtau fel de fel de mărțișoare și se împodobeau cu ele, mândrindu-se și crezând că sunt frumoase. Mergând mai departe, am fost înconjurați de niște nori de fum care veneau mai de jos, de unde se chinuiau o mulțime de suflete în văpăile focului și țipau îngrozitor. Un suflet s-a apropiat de noi cerându-ne ajutor, iar noi le-am întrebat ce fel de păcătoși se chinuiesc aici. Și el ne-a răspuns: aici se chinuiesc toți sinucigașii, cei ce s-au otrăvit, cei ce s-au junghiat, cei ce și-au luat viața în diferite feluri. Trecând de aici în alt loc, am ajuns în fundul unei prăpăstii și am rămas îngrozit de cele ce am văzut. Erau în niște gropi de unde ieșea fum, oameni băgați cu capul în jos și numai picioarele li se vedeau prin fumul acela. Cum stăm noi și ne miram neștiind ce păcătoși se chinuiesc acolo, deodată auzirăm vocea zicându-ne de mai sus: de ce vă mirați? Aceștia sunt tutunarii, cei ce au fumat. Așa se chinuiesc în veci, căci cine fumează tutun vor fi pârjoliți în fum. Iar aici am văzut pe Tartorul cel mare, Lucifer, care locuiește în Tartar și priveghează să nu-i scape niciun suflet. Mergând noi mai departe, am ajuns în marginea unei prăpăstii și de acolo am văzut o baltă de zmoală în care clocoteau sufletele țipând îngrozitor, iar pe deasupra lacului umblau niște demoni roșii ca fara focului și cu furcile în mâini afundându-i. Gemetele și răgnetele lor erau îngrozitoare și nu știam ce păcătoși se chinuiesc acolo. Dar tot vocea cea de sus ne-a răspuns: nu vă înspăimântați, căci aici se chinuiesc bețivii, care chinuiau soțiile și copiii, care făceau scandaluri și bătăi. Și vai, cum plângeau și cerșeau apă ca să li se astâmpere setea. Nu mai doreau băuturi alcoolice, apă numai să le răcorească limba. Am plecat și noi plângând din acest loc de jale. Văzare locuri așteaptă sufletele cele păcătoase. Iată aici pe cei ce au avut vederea aceasta, cum sunt întâmpinați mai de sus de niște demoni care îi amenință și îi îngrozesc cu urâțenia lor. Ei însă sunt păziți de sus și trec fără grijă. Mergând noi mai departe prin acele locuri prăpăstioase, am văzut o mulțime de suflete cărând în spate niște lespezi de piatră și urcau cu ele la deal, iar demonii le băteau cu biciul.